Continuăm o descoperire impresionantă în satul Costești, raionul Ialoveni. Localnicii au găsit mai multe morminte medievale vechi de peste 700 de ani. Arheologii au început deja să cerceteze osemintele și presupun că acestea aparțin unor persoane care nu au fost de religie creștină. Mormintele au fost descoperite pe un drum de țară de la marginea satului. La mai puțin de jumătate de kilometru de la locul osemintelor se află un cimitir medieval. Arheologii presupun că hotarele acestuia au fost stabilite greșit. E vorba de morminte care nu au inventar, așa, e vorba de morminte sărace care sunt orientate cu capul spre vest, dar nu sunt creștini. Au brațele de-a lungul corpului. Sau e vorba de un cimitir întins, care are câteva sute de metri, sau e vorba de un cimitir nou. Săpăturile arheologice au început dimineață după ce un localnic a observat pe marginea drumului mai multe oase de om. Rămășițele au ieșit la suprafață în urma ploilor și a alunecărilor de teren. Ieri în jurul orilor 12 m-a sunat un consătean de-al meu și m-a anunțat că pe acest drum a văzut un schelet uman. Am venit pentru a scoate aceste două schelete. Un schelet care știam și deja la fața locului am mai găsit încă unul. Arheologii au descoperit și un craniu uman. Specialiștii presupun că săpăturile vor scoate la iveală mai multe morminte medievale. Descoperirea lor vine să completeze descoperirile recente care au fost înregistrate pe situl medieval Costești și cu siguranță vor contribui la o mai bună cunoaștere a istoriei medievale acestei zone. Potrivit arheologilor, osemintele ar aparține locuitorilor unui mare oraș medieval din secolul al XIV-lea. Aici au fost și două cetăți, se văd valurile, din 1200. Aici a fost și vamă, a fost tiparniță, dacă ne coborăm în șes, acolo, în câteva minute, noi o să găsim zeci de monete din epoca aceea. Arheologii vor deshuma oasele care se află în drum pentru ca acestea să nu fie distruse de roțile mașinilor. Săpăturile arheologice vor dura 4 zile.